Noi am revenit la Târgoviște așadar pentru un meci la categoria 70 de kilograme. Nume de ring, Madman. Un Madman care vine din Bârlad. Team Hurduc Scorpions, antrenor Dănuț Hurduc, 19 ani așadar, pentru primul din grupul ăsta de 3 pe care îl vedeți acum. 1,88 înălțime, două lupte, una câștigată, alta pierdută. Dacă primul a fost Madman, al doilea care urcă ring în lupta asta este Iron Man. Să vedem. E un nume greu în ring, sigur nu neapărat în kickboxing, dar ne aducem aminte un boxer mare care avea numele ăsta de ring, Iron. Iron Man de România este Iron Man de Puceasa, de fapt. Clubul Absolut Cotroceni. Iată-l pe Ceaușu și în colțul său un antrenor foarte cunoscut, un fost luptător, Ionuț Pitbull Atodirese. Este antrenorul lui Denis Ceaușu. 22 de ani pentru Ceaușu. 3 meciuri, o victorie, 2 înfrângeri. Prezentarea celor doi în stil american, făcută de ring announcer. Să vedem ce a învățat Ceaușu de la antrenorul său, care avea o inimă de uriaș, în ciuda staturii scunde. Atodiresei a fost unul dintre cei care, hai să spunem că are un merit mare în ridicarea kickboxingului în România, în perioada anilor 2000 și chiar. Sigur, iată, el continuă activitatea, mai este și promotor de gale, a mai făcut niște gale prin Moldova, este de același timp și antrenor, pentru că asta poate face cel mai bine, să-și învețe băieții să arate bine în ring. Vom vedea dacă va fi așa. A doua luptă își începe drumul acum. Același arbitru. Mult mai înalt Cizmaru. Ceaușu începe cu loviturile joasă de picior. Repetă, dar pe celălalt picior, pe piciorul din fața adversarului acum. Cizmaru deocamdată foarte prudent. Așteaptă ca adversarul să inițieze ceva pentru a răspunde pe contră. Iată dreapta, care vine însă destul de târziu. Ceaușu plecase de acolo și vine din nou cu acea lovitură joasă de picior. Bun croșeul de dreapta pentru Denis, care simte că și-a atins ținta. Își atacă însă cu răbdare adversarul, calculându-și bine pașii, calculându-și bine loviturile. E o luptă diferită față de cealaltă, chiar dacă e categorie ceva mai mică. Sunt 15 kg diferență, dar de-abia acum încep schimburile de lovituri. Iată-l pe Denis forțând, lovește cu genunchiul, ține acolo Cizmaru și arbitrul îi desparte pe cei doi. Lovitură înaltă de picior Cizmaru, dar blocată, s-a văzut. S-a blocat la timp Denis Ceaușu cu brațul drept.
Bună lovitura asta de picior deasupra centurii, pe coastă acolo, pe sub cotul drept al adversarului, lovitura a intrat. Cizmarul încearcă să fie mai compact în gardă. E foarte prudent. Ceaușu preferă schivele pe pas înapoi, dar dreapta asta îl ajunge. O dreaptă, pentru că s-a pripit acolo cu atacul. Iată-l însă fiind mult mai incisiv aici. Încearcă lovitură de genunchi. Atenție, atenție, însă vine dreapta. Dar va fi atenționat de arbitru, pentru că în momentul când a lovit cu genunchiul și a tras adversarul de cap către genunchi, lucru interzis. Dreapta n-a fost rea. Au început contrele dure. Cei doi dau drumul la lovituri tari. Încearcă să lovească acolo Cizmarul odată cu adversarul, bazându-se pe viteză mai mare de reacție. Ratează Cizmarul croșeul de dreapta. Ceaușul nu-l iartă și dă drumul în continuare la lovituri. Iată-l presându-și adversarul, ține evident Cizmarul și din nou e atenționat de arbitru. O serie de croșee pentru Cizmarul, date însă cu o mică reținere. Ultimele secunde s-au dat drumul la lovituri aici, am spus, fără menajamente. Runda se încheie cu o stânga lui Cizmaru, dar în opinia mea Ceaușu a fost mai insistent în prima rundă și a lovit mai mult. Sigur, lucrurile astea se pot schimba în repriza a doua. De unde vrei să schimbi, pe dreapta sau pe stânga? Încetul cu încetul, tribunele se populează la Târgoviște. Noi revedem cele mai importante lovituri aici. Cei doi au găsit cu greu distanța de luptă. Dreaptă bună Ceaușu. Au urmat și alte lovituri aici. Cizmarul a ținut și arbitrul a fost obligat să-i despartă pe cei doi aici. Lovitura aceea de picior deasupra centurii, pe sub cotul adversarului. Și cea mai bună lovitură, o dreaptă lungă aruncată de Cizmarul, care aici ratează lovitura și până se întoarce cu fața la adversar pierde momente prețioase. Ați văzut și faza când și-a tras adversarul spre genunchiul său și arbitrul a intervenit evident. Start în repriza a doua. Bună dreaptă Cizmarul. Riscă mult Ceaușu când se apropie. Un pic cu brațele prea jos. Iată-l pe o dreaptă bună pentru luptătorul mai scund. Are uneori niște poziții total inadecvate pentru lupte Cizmarul și pentru a-și regăsi poziția de gardă e obligat să alerge un pic pe ring, să fugă de adversar. Dreapta asta e prea din fundul curții aruncată, să spunem așa. Hai! Se țin cei doi și arbitrul parcă trebuie să intervine mai mult în repriza asta decât în prima. Ce lipsește lui Cizmarul sau lui Madman, cum e numele de ring, e chiar supărarea asta care, sau nebunia asta care e anunțată în nume. E mult prea rigid, mult prea calm și pare a avea niște resurse pe care le ține acolo ascunse. În timp ce Denis Ceaușu... Oh, iată aici un schimb bun de lovituri cu o dreaptă excelentă Cizmarul. Ceaușu e cel care inițiază acțiunile și își împinge adversarul cu un pas în spate prin croșeul acela de dreapta care și-a atins din nou ținta. Mai mereu când vrea să arunce brațul din spate, Ceaușu are o poziție în care poate fi vulnerabil. Cizmarul prinde câteodată, dar nu suficient așa pe contră ca să poată închide conturile. A încercat o lovitură înaltă de picior acolo Cizmarul.
Șau și la fel de insistent. Arbitrul va trebui să-i despartă încă o dată. O repriză cu lovituri mai puțin clare. M-auzi? Da, până acum am fost tot timpul în linie. Încă o încleștare. Și Zmaru riscă din ce în ce mai mult. Da, cu tatăl să mă oprești. Dreapta nu își atinge țita. O bună dreaptă pentru Ceaușu, care își obligă adversarul să facă încă o dată pasul înapoi. Și pe gong. Și Zmaru cade, dar nu cred că e numărătoare aici. Nu e numărătoare, e doar final de repriză. Căderea a venit printr-o împingere. Uită să se ducă în colțul său acolo Ceaușu. Atodirie se-l cheamă și încearcă să liniștească. Nu știu dacă și pe dumneavoastră, după cum vedeți, o repriză a treia care se anunță spectaculoasă. Schimbul fără menajamente, în anumite momente, atunci când nu prea s-au ținut, cei doi au fost destul de expresivi prin ceea ce au făcut. Ceaușu, iată dreapta asta, care ne arată că totuși a fost și un ceva lovitură acolo. Noi mergem mai departe, în ultima repriză. Ceaușu începe în mare forță. Bună stânga aruncată de luptătorul mai scump, care apoi cade pe adversarul său și din nou arbitrul trebuie să intervină. Stângă încă o dată și o dreaptă din scurt. Ceaușu face schivă excelentă cu scădere de nivel, scapă de dreapta adversarului și lovește din plin. Bun pasul înapoi aici făcut pentru pentru luptătorul din Pucioasa. Nu e prima dată când s-alunecă în colțul acela, de aceea ar trebui să lămurească arbitrul odată treaba acolo. Ce serie, ce lovituri acolo. Ceaușu face un pic pasul înapoi, semn că lovitura l-a deranjat evident. Să vedem cât de tare, iată, ținându-și adversarul, arbitrul îi desparte încă o dată pe cei doi. Lovitură de genunchi bună, Cizmaru. Ceaușu nu renunță la ofensivă. Ofensivă care însă l-a erodat destul de mult, pentru că îl văd un pic fără suflul pe care l-a avut în primele minute. O dreaptă care își ratează cu foarte puțin ținta. Mult mai bună dreapta asta lungă, de care nu trebuie să abuzeze însă Cizmaru. Sigur că ne apropiem de finalul partidei, dar nu asta e lovitura cu care speră el să închidă lumina pitbull-ului din fața sa. Faza este că e o lovitură mai bună acum pentru Ceaușu, care însă în această repriză a dat drumul mai puțin la brațe, ba chiar a încăsat mai mult. Iată-l însă încercând o dreaptă care și-a atins ținta pe corpul adversarului. Bună dreaptă aruncată de Cizmaru. A lovit Ceaușu acolo când adversarul era căzut la podea și s-ar putea să fie avertizat. Atenție! Atenție! Doar l-a atenționat arbitrul, deși lovitura a fost dată în mod evident când adversarul era la podea. N-a vrut să influențeze soarta meciului. Bună dreaptă Cizmaru, care încă găsește o excepțională stângă. Și meciul se termină aici într-un stil care ridică lumea în picioare în tribună.
repriza, mă scuzați să termin aici, a fost o stângă excepțională acolo, aruncată de acest Ceaușu. Hai să vedem ce decizie vom avea. Undeva și-a revenit pe final Ceaușu. Cei doi au fost foarte insistenți și au reușit acolo să lovească. Cât de mult își doresc victoria băieții ăștia, dacă s-au dus până în final cu lupta, până pe ultimele secunde. Acum aș vrea să vedem decizia. În opinia mea, Ceaușu a lovit mai mult, dar sigur așteptăm decizia arbitrilor. Ea este, doar ea e cea care contează. Decizie în unanimitate. Câștigă Ceaușu. E o decizie corectă, spun eu. Cizmaru a venit un pic mai bine pe partea a doua a meciului, dar a ratat startul și lucrul ăsta s-a văzut. Elevul lui Pitbull Atodinese îi câștigă la 70 de kilograme. Noi facem o pauză, vă așteptăm pentru a treia lupta galei. Scuzați-mă două secunde, dacă puteți să fiți atenți. Din partea mea, știu că este întârziat, mai este la fiind instituție la mulți ani. Să fiți sănătos și îți mulțumesc pentru tot! Yeah!